Deci, ca idee, pentru a transfera cuiva un proiect sau a face un backup proiectului existent în care lucrăm, vom folosi Almenio. Prima condiție este să închidem programul Allplan, pentru că cel mai probabil vom transfera proiectul la care lucrăm. Deci deschidem Almenio sau Services, dacă l-ați instalat în limba engleză. Operațiunea asta am făcut-o de la început. Deci configurație cale salvare înseamnă că aici este un folder de backup, l-am numit. El se mai poate numi un folder de import-export. Deci eu pot să export proiecte pe care să le transfer cuiva. În același timp, în acest folder pot să iau proiectele la cineva și de aici le import în Allplan. Am selectat destinația, poate fi orice folder de pe calculator, și spunem salvare date, creare, întreg directorul proiecte. Și o să ne apare lista cu proiecte din Allplan. Deci lista din ce avem poziționat în directorul central de date. O să aleg proiectul după nume. Pot să aleg și mai multe proiecte. Le dau OK. Și îmi spune că pornește salvarea din unde am eu proiectele stocate. Deci vedeți că proiectele mai exact sunt în date 2018, PRJ, și aici este un subfolder. Și îi va face o copie în folderul configurat anterior, deci în backup proiect. Îi dau OK. El acum a creat o arhivă. O să deschidem arhiva. Scuzați. Deci intrăm în backup. Și aici observați că am diferite exporturi pe care le-am făcut. Deci, practic, eu acum pot să sortez după data modificării, selectez cele două fișiere și le transmit colegului. Deci observați că am un fișier INF și un fișier ZIMP. Fișierul acesta INF e un fișier de identificare prin care programul Services sau Almenio știe să importe arhiva respectivă. Deci, practic, arhiva este conținutul proiectului și dacă ar fi să o deschid, o să observați ce conține un proiect de Allplan. Deci, aceste NDW sunt desene individuale. Deci, eu dacă din program îi dau salvare sau salvare copie ca, îmi salvează doar desenul pe roșu, doar desenul activ. Avem aici NDV-uri. NPL-urile sunt planșele făcute de noi, iar restul sunt fișiere ce țin de structura de clădire, de setări și de organizarea proiectului nostru. Deci, practic, noi doar transferăm cele două, le trimitem colegului, el le va copia în folderul lui de backup. Deci, practic, el trebuie să le copieze unde și-a configurat calea de salvare. Deci, dacă calea de salvare e aici, la mine e în același loc, pe backup, o să zic salvare date, încărcare proiecte și atunci programul citește tot ce găsește pe aici. Deci îmi găsește copiile de siguranță sau proiectele nou aduse. O să selectez proiectul, dau OK și atunci mi-l încarcă în program. Spunem că l-aduc aici. Mă întreabă dacă să încarce toate fișierele. Zic da. Și îmi cer un nume și bine îți dați alt nume. De obicei, dacă faceți backup-uri sau diferite variante, îi puneți și o dată. Eu o să-i dau anulare. Dar după ce ați confirma, el o să apară în lista de proiecte. Nu o să apară la proiecte recente. O să apară doar când dați deschidere proiecte. Deci la proiecte recente nu o să apară, fiindcă n-ați intrat niciodată în el. Și asta e tot.